asigur că nu fac nimic pe la spatele tău. Ai încredere în mine, suntem prietene. Da, te cred, dar care-i faza cu David? Poate el are planuri ascunse. Îmi spune și mie despre ce vorbiți? A, Becky, pe scurt, cred că David e încă îndrăgostit de Ana și nu mai vrea să fie prietenul meu. Da, eu n-am niciun amestec în asta. Sunt cu Filip, n-am nimic de împărțit cu David. Hei, fetele, ce faceți? Te rog să nu pomenești de asta în fața lui Filip, ok? Bună, Filip! Vin imediat. Nu știu ce să mai cred. Oare David chiar e îndrăgostit de Ana? Chestia asta cu Pia mă dă peste cap. Crede că e vina ei, dar nu e, e vina mea. David, tu ești? Pia, tu ești? A, ce ciudat să ne vedem la toaletă. Gândeai cu voce tare? Nu, eu nu. Era burta mea. Mică am foame și n-am mâncat nimic. În fine, voiam să vorbesc cu tine. Îmi pare rău pentru data trecută. Stai liniștit, e ok. Ce-ar fi să vii la mine după școală? Vreau să mă revanșez. Cool! High five, ne vedem mai târziu. Frate, am dat high five cu prietena. Ce ciudat. Oh, ce ciudat, cred că sunt în friend zone. Pia, s-a întâmplat ceva? Nu, e doar David, iarăși s-a purtat ciudat, dar sunt bine. Înseamnă că nu e nimic nou. Mergem la oră? O să-mi ia ceva să mă obișnuiesc cu situația asta nouă. Hei, lume, observați ceva diferit? Nu mai am gipsul, au trecut 6 săptămâni. Ce tare, mă bucur pentru tine, îți poți mișca brațul din nou. Da, totul e ca nou. Mi-e puțin ruginită mâna din cauza că n-am mișcat-o, dar na. O să revină la normal, să sperăm că nu te mai rănești. Să mă mai rănesc? A fost intenționat, dar nu contează. Important e că o să mai port gipsul o perioadă la sport ca să fiu scutită. Neață copii, Rania, știm cu toții că nu mai ai nevoie de gips, nu o să-ți iasă treaba cu scutirea. Trebuie să mă gândesc la altceva acum. Neața, astăzi avem din nou o oră dublă de mate. Neața, domnule Grob. Începem astăzi un nou capitol, ridicarea la putere. Nu e frumos? Ce-am auzit acolo? Vă rog, fără telefoane, știți bine. Nu am fost eu, nu știu cine a fost. A fost al meu, sper să nu mă prindă. Dar o să deschid, sunt curioasă. Mi-a scris David. Nu trebuie să vă fie frică de aritmetică. Desigur, o să vă dau teste multiple cu note trecute în catalog, dar în principiu e foarte ușor. Nu se poate, nu! E, Pia, cum altcumva ai vrea să ți se dea notele la mate dacă nu din teste? Ce zici? E îngrozitor! Pia, ce-ai pățit? Plângi? Pia, nu trebuie să-ți fie frică de matematică. Vom lucra în plus și o să înțelegi. Nu? Fără griji. De ce îmi faci asta? Dacă îmi permiteți, pot să-i recomand Pia un meditator foarte bun. Îi dau numărul și o ajută. Pia, doar nu pleci din cauza matematicii, nu? Dacă nu înțelegi, putem face temele împreună. Nu știu cum să reacționez când începe Levi să plângă. Gata, uite, un șervețel. Poftim. Mulțumesc, domnule Gro. Acum că am stabilit că matematica nu e îngrozitoare, trecem mai departe. Pia, ce-ai pățit? Chiar era din cauza matematicii? Ne-am speriat. E tot în regulă? Vă zic mai târziu, ok? Trebuie să fiu atentă. Uite ce mi-a scris! Chiar a făcut asta? Nu se poate! Ce s-a întâmplat? David s-a despărțit de mine în mijlocul orei de mate printr-un mesaj! Trebuie să fie pe aici, pe undeva, nu se poate ascunde. Hai să-l căutăm! Elevii din clasa paralelă au terminat deja cursurile, s-au anulat! Gata, stă acasă! Păi cum poate să nu-și asume responsabilitatea? Nu! Pia, doamna Dragu nu ne poate ajuta cu nimic. Mai bine vii la mine acasă și ne gândim ce putem face. Haide! Pia, chiar îmi pare rău pentru tine. David, e perfect că s-au anulat cursurile azi. Am putut să-ți fac programarea la mine. Tato, dar nu trebuie să-mi controlez dinții săptămânal. În plus, mă întâlnesc imediat cu Pia. Am treabă.
E, să fim precauți. Deschide gura. A, ca de obicei, ți-ai peria dinții? Nu. No. Unde am pus peria aia electrică? Ce ai mâncat, spanac? Oh, trebuie să o sun pe Pia cât timp tata cotrobuie prin cabinet. Nu mai am timp. O, nu. David, ce ai scris? Voiam să scriu, am terminat, nu, am terminat-o. O, Doamne! Hai, David, nu o să dureze mult, deschide gura. Dar, tata, trebuie să plec imediat. Scoate-mi chestia asta din gură, te rog. Te rog. Ce pacient stă cu telefonul în mână? Ia-l de aici. Te rog. Bine, grăbește-te, tata, am probleme. Sper că nu am înțeles rău. Of, Pia pare foarte tristă. Poate că prăjitura mea cu cireșe o va înveseli. Să vedem. Citești și recitezi mesajul și nu știu cum să-i răspund. Ce să-i scriu? Nu-i scrie nimic. Nu știu ce-i putea să răspunzi. E oribil din partea lui David să se desparte pe WhatsApp. Prăjitură, cine vrea? Ah, mulțumesc, doamna Anton, dar nu-mi e foame. Probleme în dragoste. Am auzit, Pia. Îmi pare rău, dar poate o să te ajute ceva dulce. Pia, o să fie bine, dar trebuie să vă despărțiți față în față. Întâlnește-te cu el. Crezi? Dar nu vreau să mă văd cu el, mi-e frică. Probabil e poștașul. Domnul Anton, e cumva Pia pe aici? Așa am înțeles. Da, e cu Ana în camera ei, dar nu e un moment bun. Nu e un moment bun? Știam, eu trebuie să urc direct. David! Pia, înainte să spui ceva, îți pot explica, te rog. Păi, aștept, David, explică-mi. Mă las singuri, cheamă-mă dacă ai nevoie. Iar tu, David, nu mă așteptam la asta din partea ta, să știi. Ei, ăla a fost umărul meu, n-am făcut nimic. N-ai făcut nimic? Cumva nu te cred. Pia, îmi pare rău, aveam autocorectul activat, n-am vrut să scriu asta. Poftim? Autocorect? Nu voiai să te desparți de mine? Nu, voiam să zic că am terminat mai devreme și mi-am dat seama la dentist, dar tata nu mi-a dat voie la telefon, că eram la programare. Oh, nu știu dacă să te cred, povestea asta e foarte ciudată. Deci nu te desparți de mine? Nu, Pia, îți promit, nu vreau să mă despart de tine. Te rog. Bine, te iert de data asta. Ana, trebuie să zic ce... Va! Mama! Copiii ăștia se giugiulesc și este scârbos!